Dragilor, bine v-am regăsit la o altă emisiune Fit, Fit and Fit, așa cum v-am obișnuit. O să ne antrenăm împreună. Astăzi o să avem nevoie de o saltea de fitness sau dacă nu aveți acasă, puteți folosi un covoraș. Începem împreună cu încălzirea, depărtăm picioarele, pregătim să rotim capul stânga și dreapta și facem împreună pe fiecare parte 10 repetări. 2 4 6 8 10 14 1 2 3 4 5 6. Excelent, continuăm, încălzim acum umerii și articulațiile, punem brațele pe umeri și rotim umerii spre față, apoi spre spate. Pe fiecare parte, 10 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, spre spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Continuăm acum, rotim și încheieturile, mișcăm pur și simplu energic încheieturile, întindem și repetăm. Mișcăm și întindem. Acum o să facem cerculețe pentru brațe, spre față și spre spate, 10 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spre spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Continuăm acum, o să încălzim puțin și bazinul, mă întorc în lateral, o să fac aplecări spre față, pulsez câte 2 și revin. Împreună cu mine, 2 și revin. 3, 4, 5, încă 5, încă 4, întinde bine, 2 și ultima repetare, foarte bine, depărtăm picioarele maxim cât ne permit ligamentele și o să coborăm ușor pe fiecare parte câteva repetări. O să avem una, 2, duc fundul în spate, 3, 4, 5, 6, 7, încă 3, 1, 2, 3. Excelent, scutură picioarele, inspiră și expiră, acum o să alergăm pe loc, timp de 30 de secunde. Am să te rog când faci acest antrenament să ai în picioare încălțările potrivite pentru sport, pentru a nu supra-solicita articulațiile. Inspir și expir. Excelent! Am făcut partea de încălzire, acum ne vom muta la saltea și facem împreună antrenamentul. Hai la treabă! Mă voi așeza pe saltea, pe palme și apoi voi executa împreună mișcările pentru brațe. Mă așez pe genunchi, încrucișez brațele și să ating împreună cu brațul drept partea stângă și invers.
facem împreună 10 repetări pe fiecare parte. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Acum mă voi așeza pe spate. Depărtez ușor picioarele. Las palmele pe lângă corp. O să ridic bazinul sus, încorț fesierii și revin. Facem împreună 25 de repetări. Hai! 1, 2, 3, 4, 5, nu uita să inspiri și să expiri, 6, 7, 8, 9, 10, încă 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimele 5 repetări. Haide! 1, 2, 3, 4, 5. Excelent! Probabil ai simțit mușchii cum ard foarte tare. Dacă vrei să fie și mai solicitant acest exercițiu, pot repeta de 4 ori. Acum continuăm cu o altă mișcare, special tot pentru picioare. Am să mă întorc în lateral. Mă așez pe o parte. Încerc să păstrez o poziție dreaptă a umărului și a cotului. Flexez piciorul de sprijin. Iar acest picior îl voi ridica sus cât îmi permit ligamentele. Pe fiecare picior voi face 15 repetări. Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, încă 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelent! Acum întorc pe cealaltă parte. Continui să fac 15 repetări. Hai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Excelent! Continuăm acum cu următorul exercițiu, special tot pentru fesieri. Am să mă așez pe palme și pe genunchi. Am să ridic piciorul lateral și am să revin. Facem împreună, pe fiecare picior, 10 repetări. Haide! 1, 2, încearcă când ridici piciorul sus să menții fesierul încordat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Mă întorc acum și în cealaltă parte. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspir și expir. Mă pregătesc acum de ultimul exercițiu, aceeași poziție. O să duc piciorul sub mine și o să-l urc sus, încordăm fesierul. Facem împreună, pe fiecare picior, 12 repetări. Haide! 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelent, schimb piciorul. Continuăm cu următorul picior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și încă 2. 1, 2. Excelent! Antrenamentul este pe final. Începem acum să facem partea de stretching, care va fi tot la saltea. Facem acum partea de stretching. Am să las șezutul pe călcâie. Am să întind brațele în față, maxim cât pot. Am să pun capul în piept și am să păstrez mișcarea, 3 inspirații și 3 expirații. Inspir și expir. Mă ridic ușor. Las palmele spre spate. Inspir și expir. 3 inspirații și 3 expirații. Mă ridic ușor. Am să mă așez pe vârfuri și am să mă duc cu palmele, mă păstrez genunchii drepți, atât cât îmi permit ligamentele. Inspir și expir, 3 inspirații, 3 expirații. Revin ușor să mă amețesc, mă așez, mă așez așezut. Am să merg cu palmele în dreapta și am să mă întorc maxim cât îmi permit ligamentele. Mă pot sprijini de picior ca să împing spatele mai tare. Inspir și expir. Aceeași mișcare pe cealaltă parte. Inspir și expir. Revin ușor, depărtez brațele lateral, merg cu ele sus, inspir și expir și revin. Merg sus, și revin. Duc brațul în față, în timp ce inspir. 3 inspirații, 3 expirații. Schimb partea. Inspir și expir. Revin ușor. Merg cu palmele spre față. Relaxez mușchii spatelui. Inspir și expir. Revin. Întind brațele în față. Relaxez. Și repet mișcarea. Foarte bine. Am să duc capul într-o parte. Inspir și expir. Și am să schimb cealaltă parte. Te felicit! Acesta a fost antrenamentul propus de mine pentru ziua de astăzi. Ne vedem data viitoare la o altă emisiune în care ne vom antrena împreună de acasă. Îți mulțumesc!